2024 este anul în jurul căruia gravitează soarta termocentralei Mintia, asta din punctul de vedere al reprezentanților de la Transelectrica, principalul operator de transport și sistem din țara noastră. Oficialii de la București văd sistemul energetic fără complexul energetic Hunedoara, iar modul în care ar putea să scoată colosul de pe piață ar fi introducerea unei investiții. Transelectrica a precizat clar că este nevoie de complexul energetic Hunedoara ca element care să poată să injecteze putere în sistem în momentele critice până în 2024, an în care ei estimează să termine investițiile pe inelul centru-vest de legătură și conexiune cu Serbia. Acest lucru iar pe noi ne nemulțumește pentru că, și am și scris asta în adresa trimisă astăzi domnului Vișan, pentru că din rațiuni de securitate pe care nu le dezvoltăm, dar pe care le vom nuanța în discuțiile pe care le vom avea în continuare, considerăm că funcționarea complexului energetic este necesară și după 2024. Statul român mizează după 2024 pe energia produsă în Serbia și Ungaria și va scoate complexul energetic Hunedoara din schemă. Încă din 2015 s-a negociat închiderea exploatărilor miniere din Valea Jiului și susținerea doar a unor părți din cele două termocentrale.